Da, vă salut, prieteni. Bine ați venit din nou pe live. A văzut că a intrat și Clau aici la mine pe cameră. Te salut, mă, bosule. Ce zici, măi, boss? Ce să zic, uite, am intrat, băi, o căldură sufocant în casă. Deci aer, umiditatea în aer, nu știu, eu ori cred că nu s-a uscat șapa aia autonivelantă de sub parchet. Deci nu poți respira în camera asta. Hai să spun, e umiditate 90%. Boss, mă trag în ed, umiditate, eu nu pot să respir aici. Deci respir... Când respiri și... Știi ce? Ce-am observat? Dacă las 3 ore aerul condiționat, nepornind nimica, la 30 de grade mă sufoc. Dacă opresc aerul condiționat după o jumătate de oră, o oră, și am 30 de grade în casă, mi-e ca la 25. E o căldură de asta... Eu n-am pățit așa ceva. Dar eu zic că și de la cameră, că am băgat peretele, am izolat peretele la cu termoizolator, cu piatră, cu tapetul, cu rigipsul. Ce-au zis ăștia, că umiditatea din atmosferă pe care o avem noi acum în aerul și astea, mărește cu 10%, cu 10 grade. Ce zice Slink Lop? La 200 de like-uri că trebuie să dezbrac de căldură. Mă dezbrac și păi, așa. Ceaurele deja face striptease. Pe cred, bă, frate, deci, băi, eu cred că și de la cameră n-am avut aerul ăsta în casă niciodată, deci, nu-i căldura așa mare, pe cât nu poți să respiri, deci nu poți să respiri. Eu cred că nici n-am, e primul an care e umiditatea asta mare. Da, nu știu, eu și m-am gândit, băi, mă duc la un pește, poate simt așa, măcar virtual simt balta aia, înțelegi, muștrele țânțare aia cum vin pe mine și mă... Decât un aer, mai bine să făceai o fântâniță, de aia mai trăgea un aer curat. Adică crede-mă că abar n-am termometru în casă. Termometru foloseam când eram răcit, când eram copil, îl băgam undeva sub braț. În funduleț. În funduleț, sub braț, eu știu, îl țineam în gură. Acum nu mai țin în gură, acum îl țin în altă parte. N-are rost. Dar e irrespirabil aerul oricum. La mine chiar spuneam acum niște ciochiși, sau nu știu cum spunea un ofrei al meu. Uite, aerul condiționat scoate umiditatea. Păi știu, scoate, tate, numai dacă are opțiune. Da, aerul condiționat costă bani, tată. E mult și eu. Știi cât a dat ăsta Jaxi pe-a lui? 30 de milioane. Ia o scoate. Clasă energetică cu 3D+, nu? Da, și și-a căutat și unul cu... Că vorbea și el de asta. Că și el și-a luat aer. Toată lumea și-a luat aer. Deci nu e singurul care sub care e cu camera, deci nu e de la cameră. Nu știu, e să dracu, cert este că ce am 3 zile de când am intrat pe live. Păi nu pot să intru, băi, nu pot, că trebuie să plec, mă duc la geam, trebuie să stau să respir aer curat. Eu sunt George, să fii sănătos, să ai la pescuit, așteaptă. Ca să duci la pescuit îți trebuie să, cu mijloc de transport, îți trebuie să ai, să fii pregătit, sufletește, țigări, să fii răcorit, să fii... Nu mi-e altceva de mică să ia pielea asta de pe scaun, că transpirația, știi cum e, stai, răcesc și la spate și la asta și nu-i vorba de... Dar nu pot să stau mult la calculator. Și ud scaunul ăsta și îl strica pe celălalt. Celălalt era praf din cauza hainelor de transpirație. Dar în fine, mergem. Uite și soția mea pe chat. Am fugit de acasă. Tată, eu nu mai stau. Dar de ce? Nu pot să respir. Chiar ea e? Da, e noastră, da. Uh-huh. Păi de nu pot să scriu pe contul ăla, că contul ăla l-am pe laptop la bucătărie și pe telefonul ei. Uh-huh. Înțelegi? Așa că, băieți, vedeți că ochii din umbră văd tot. E șefa mea. E șefa mea pe chat. Nu merge ventilatorul, nu, frei, că e mai multe minți. No, mi se umflă capul, mă. Na, nu pot. Dar la face mai mult curent. O să fac un sacrificiu, vedem noi, cu rate, cu alea, cu împrumuturi, cu bancare, cu nenorociri. Să știi că o rată nu strică. Dar poți să faci pe firma ta? Gen? No. Poate să dă mai ieftin. Nu, no, poți pe firmă, păi, dar trebuie să justifici că ți-o montează în apartamentul unde e societatea, firma? Unde e firma, da. A. Și nu poți. Când eu puteam să iau acum un an 2 S9-uri gratuite dacă aveam firmă. Dă-le dracu, eu nu fac ventilator că l-ați rupit capul, știu eu. E ca la mașină când mergi cu geamul deschis. Să fim serioși. Păi, da. Găbui, am promul și nu te ruga de nimeni. Păi normal că iau împrumut, eu mă refeream cu totul altceva, mă refeream că nu te trage inima să faci live-uri acum, n-a murit nimeni de căldură, asta e, mă bag capul în acvariu, mă duc de la un duș, vin ud, trag cu apă rece pe mine, hop, mă întorc înapoi, ce așa greutate, nu-i, e ca și un fapt discutabil. O rată merge, un împrumut. Să vorbesc, adică să spun și vouă de ce nu fac live-uri, de ce, e cald rău,
Și apartamentul meu e de la din monolit, de la de beton, fer beton, că e 8 etaje. Și al meu e la fel. Toate astea care sunt de cel puțin 30 de ani sunt făcute la fel. Băi, dar de ce nu? Bă, da, mi-a dat DLC-urile astea. De ce? Băi. S-ar putea ca el de unde le-a luat să fie furate și ăla să le fi dat înapoi. Păi Să nu, fi că șters eu dar CD-urile. le-am activat. Păi Le-am da, le-ai activat și activat. mi-au spus că au fost activate. Păi da, Ia, există un site. stai să mă uit la mine pe... Așa, la colecție. Așa, jocuri. Am două DLC-uri, mi le-a dat Mihne. Fishing. Vezi dacă le-ai Uite, bifate la download. ba da, uite, adăugat ieri. Moraine, Lake, ăsta și Ia Cariba de Dem. Adăugat, instalat. Deci mi arată că sunt instalate. Mă mir, de ce nu le arată pe aici? A, ăsta se altele, mă, Greenland-ul ăsta. Uite, Cariba Dam, ăsta, da, asta da, uite și Moraine-ul Lac. Sunt site-uri acum, Găbu, care ții cu 30 de cenți Cred că, nu știu, da. jocuri de 30 de euro. Salut, ți-a scris în Steam referitor la volan și nu mi-ai răspuns. Fudulule. Păi, bă, Petra, tu crezi că eu, dacă n-am intrat de 3 ori pe calculator, de 3 zile pe calculator, tu îmi scrii pe Steam. Dar dacă eu nu puneți calculatorul, cum îți vă ție mesajul? Păi, nu, ți-e vine foarte ușor să mă critici. Dar eu acum explicam un fapt divers, că din cauza căldurii nu intru, că nu pot să respir aici. Mai ia capul, deci nu pot. Și pește, dacă vă arăt termometrul, vă arăta cu termometrul în acvariu, n-am în casă, să vezi că sunt 32 de grade în apă. Deci apa din acvariu și am scos capacul. Eu nu am capac la acvariu. Uitați-vă că am dat capacul jos. Că dacă pun capacul, ajunge la 35 de grade. Păi fac ciorbă de perișoare, de pește. Cine vrea să mănânce o ciorbă de pește adevărată, chem la mine. Păi, voi dacă 31, Pește de rasă, păi nu alt gândește, pește. dacă 32 de grade în acvariu, în apă, îți dai seama cât e în aerul respirat, în cameră și hai, să fim serios. Și mi-a dat mesaj. Păi tu crezi că numai tu îmi dai pietre mesaje? Pe zilnic câte 100 și ceva. 30-40 le citesc, multe le ignor, că toate trag în familia ta, trag în morții tăi, trag numai asta. Cercetorile, sărăcie, când te prinde, te omor. Numai de astea primesc, în fiecare zi. Voi nu credeți că e așa ușor să faci, să fii YouTuber. Amenințări continuu, cu moartea, că te calcă cu mașina, că ai grijă cum treci la roșu, ai grijă de copii, de familie, de fată, îi bagă în seamă pe sărăciile. Și alea le șterg și din cauza la ăia vă mai evit și pe voi, vă ignor și pe voi, aia e toată șmecheria, înțelegi ce zic? Bun. Ia să dau pe privat room. Să mă duc la unde la? Nu. Aș vrea, mă, să vină, să-și ia băieții, mai mulți băieți, jocul și să facem o competiție cu alții. Că te iubesc pe cine? Să trăiești, Adrian, moderatul. Mihailov, să trăiești. Dai, fiecare unii înțeleg ce spun unii, nu înțeleg și na. Am să mă uit totuși pe Steam, că e Petra de bea meu de mult timp, e Găbulean cu sânge albastru. Și am să-i răspund. Am uitat și pe fostul meu prieten, pe Mafu, ce să fac, tata, respir cu greu. Încerc să respir, să fac și eu. Găbu, rezolvăm ceva azi? Ce anume să rezolvăm? Ia să vedem. A, bate și vântul. Dacă t-a plut, ai. Păi dai... Nu, că e de aproape de asta, dai plută de aia, de la Caras. Dai să-mi caut un loc, uite, cred că aici. Cât tine de mare plutai. E și online jocul ăsta? Da, e online. Joci cu băieți. Ia să vedem aici, să ne uităm noi dacă... Dacă ar fi de... Oh, capturile mari! Aici e locul de mine, frate. Aici e dat. Johnny, Micinas. Opa, stai să-l dau un pic mai așa. Așa, bun. Hai să vedem noi.
Asta e undița cu plută. Bun. Hai să-i punem noi niște momeală, feather bite. Hai să-i punem noi... Revin. Echip. Revin când vrei tu. Așa. La bite să băgăm noi niște... Ce să dăm? Hai să dăm la... Așa. Bun. Dăm și la râmă. Hai să dăm și punem și râmă. Ok. Și la pâine. Ok. Bun. Acu de câte? De 7. E bine. Așa, așa, așa. Trebuie să strângem bani. Să luăm... Ne schimbăm mulinetele, să ne schimbăm. Hai să-l dăm. De 6. E mai micuț. Ok. A, să o dăm prima încolo. Uite mă, carasul, uite-l cum vine la mal. Crapul. Obstacol. A, am dat un obstacol. Hai mă, și acum dau un obstacol. Uite așa frumos. Am aruncat prima treabă. Hai să luăm pe a doua. Așa. Bun, bun, bun. Asta n-are plută. Ce acam? De 7. Ok. Așa. Hai să dăm. Voi. Echip. 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 Atât. At. Ok. Am tras-o și pe asta. Hai să o luăm și pe ultima. Asta are tot ce trebuie în ea. Acu e de... acu de 8. Ia să luăm noi altul. Să punem unul de... De cât este? De 5. Level 6. Nu. Asta e ac mare, mă. Îi părea variu. De 5. Cine șase, ăsta. Bui. Echip. Ok. Să-l punem de 7, așa. Așa. Hai să o dăm și pe asta undeva în dreapta, încolo. Bă, parcă simt mai răcoare. Doamne Iisuse, dă-i lui Găbu toți peștii din lume. Ia auzi. Ok. Și cam... Cam asta. Câte ceasul? 7 și 4. Dimineață. Hai că da. Îmi trebuie câți bani am. Ok. Deci o să stăm pe baltă la crap să-mi luăm ultimul tip de nylon, bețele ultimele, mulinetele ultimele. Vedem noi. Auzi mă cum sar. La mână oare nu prind nimic? Gheorghe, când faci live cu farming, îl întreb când faci live cu fost, cu flash. Dar unde-i mă, maful? Nu vine la baltă? La ultimele două n-am plută. Păi nu dau la plută, tată, dau la montură, pe fund, la ultimele două. Numai asta e cu plută, prima. Cum se numește jocul? Scrie și în descriere și pe thumbnail, dacă te uiți lor, Roli. Pe poza de la live, în dreapta sus, să vede. Dacă am prins mă ceva, ce e la mă? Ai prins mă ceva. Ai prins mă ce... dacă am prins eu mă, eu sunt mă. Am înțeles. Da, am prins. Am prins un host de buzunare
Băi, nu-i mai băgați... Nu-i mai băgați valos în seamă pe aia care... Aoleu, hai că da. Hai că unul a venit, băiatul. Salut, Dani. Daniel Mititel. Noroc, Alex. Hai că am prins și eu un pitic, dacă e ceva. Kilograme. Asta e crap de la chinezesc. Bun. Hai să-l... Ce ne-a luat? Mâncare, ne-a luat-o. Asta e 1. Asta e 4. Aici. Bait. Să punem... Voi. Așa. Nu merge să dau echip. Zice că no bite. Păi de ce zice așa? Zice că n-am... Neagă, eu trebuie să plec cu băiatul afară, e cald, e frumos, vă doresc grijă, e frumos, întins, vă pup. Te pup, Adrian, se doare pe tine undeva, că eu stau și transpir aici. Se duce afară, la răcoare. Asta înseamnă să fii mafiot. Asta înseamnă să fii vagabond. Muie, Dragnea, a, degeaba mai dai săracului, că și-a singur acolo, tată. E și-a singur acolo, la mititică. De ce să-i mai dai tu și tu? Ce ți-a greșit, omulețul ăla? Aha. Am revenit. Bine ai făcut. Hai, mă, ce nervos e ăsta la plută. Ăsta e la plută. Uite-l, ce nervos e băiatul. Da, tată, intru și mai târziu pe fermă. Dacă nu mor de cald, o să am nevoie de respirație gură la gură pe urmă. Dacă vine nevastă-mea face respirație gură la gură, o să facem și o fermă. E prea cald, fraților, la mine, gândiți-mă. 32 de grade apa în acvariu, gândiți-vă cât e în aerul respirat aici. Și mi-am trase draperiile la geam, tot. Dragii săiene. Noroc. Noroi. Da, să cred și oameni. Nu, e șmecheria aia din ziua de azi, care... Aia nu se cumpără. Aia o ai gratis. Doar o folosești. Șmecheria cu bă, mă, băi, te fac, băi, și el are 8-9 ani. Aia e șmecheria care se împrumută. Să copie de la alții. Salut, Florine. Opa, opa. Micinas. Da. 23 de kilograme. Bun! Bun, tată! Bun, 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 bun! Hai că-i treaba bună aici. Treaba-i bunișoară. Fac bani? Câți bani am? 4700? E bine. Îmi fac pentru apă dulce, pentru crap, pentru caras, pentru de-astea. O să fac ustensilele care trebuie și pe urmă, vedem, ne băgăm și pe șotră, nimic, DayZ, PUBG, Steam, League of Legends, nimic. Bagi bine pe șotră. Da, bag bine pe șotră.
paletă, nu bat pe nimeni, din cauza că toate shooterele. În Survivor acolo da, în DayZ, acolo e fain, dar rest, dracu, vorbim, mă duc să mă, să antreneze alții pe mine. Mai bine joc cu volanul, fishing, simulator, decât să joc shooter unde mă bat cu odați. De ce credeți că m-am lăsat? Că mie îmi place. Mie îmi plac shooter-le, îmi plac Survivor-le, îmi plac... Opa! Dar mai bine decât să mă enervez, mai bine stau aici și îmi trăiesc clipe minunate pe jocuri de astea unde nu se poate face nimeni nimic. Opa. Cât ai, mă? Ai, 12 kg. Bun. Bun, bun, bun. Faci treaba. Hai să facem o șmecherie, să mărim acu. Îl punem de 7. Ok. Hai să punem și niște mâncare aici. Cosmine? Da. Te lepezi, mă, de satana? Da. Sigur, da? Da, nu mai poți să bagă el. Păi? Da. Am rămas fără telefon. Păi ce ai făcut? L-ai vândut? S-a dus bateria. Dacă te joci pe el continuu, normal. Și nu mai vreau să-l repar. Îmi strâng bani să-mi iau altul. Păi când bagi de zi, păi trebuie să fac echipa mea, băieții mei. Gică, mai târziu să vedem dacă apar ei și suntem Micnea, Hyper, Gozo sau cine mai sunt. Și dacă fac echipa de 3-4 băieți, o să joc de zi, o jucăm de zi. Numai că e cam plictisitor că nu ai activitate. Durează mult, lutez, până bați pe unul. Până bați pe unul, te ia capul. Ți s-a schimbat cumva vocea? Nu, am schimbat camera și zgomotul de fundal. Nu e antifonată cum era în balcon. În balcon era închis, relativ închis. Și era fonic sunetul. Aici un pic mai peșter așa. Marță îmi vine și mobila pe peretele ăla din spate, poate se mai antifonează un pic. Mă aștept de 15 zile, 16 zile azi, la 16-a zi. Și mobila nu mai îmi vine. Nu joc Ardelean, Denis, dar degeaba tu mă întrebi. Dacă ai văzut că nu ți răspund și ai văzut că s-a discutat chestia asta, acum am discutat. În timp ce îmi trebai, eu spuneam că nu joc shooter, nu joc Survivor. Nu mai joc shooter, că nu vreau să mă mai bat cu odații. Și tot întrebi. Pentru că tu nici n-auzi, probabil la tine doar să traduce pe ecran, ca la film. Tu n-auzi ce vorbesc eu. În timp ce tu mă întrebai dacă joc PUBG, eu spuneam că nu mai joc shooter. Și tot întrebi, tot întrebi până mâine. Și acum ți-am răspuns că nu mai joc și tot o să mai întrebi. Pentru că sunteți obositori. Salut, mărculețele, treci la pește, mă. Da, dar în timp ce eu, exact când el întreba, eu nu l-am mai băgat seama, că eu asta vorbeam atunci. El nimic, el tot întreabă. 39 de kilograme, yeah. Păi nu te super, Denis. Chestia că tu probabil n-ai sunet la telefon. Tu n-ai sunet la telefon, că tu când cereai, mă întrebai dacă mai joc PUBG, eu tocmai ți-am spus, tocmai spuneam, că nu mai joc shootere, că m-am săturat de codați, că alea, și tot mă întrebai, continuu. Vezi? Uite, mă, că merge la plută mai bine, mă. Da? 39 de kilograme la plută.
Vă dați seama. Hai că nici n-am 5400 de euroi. E gratis? Nu e gratis, Răzvan, 20 de euro. Sunt și, este și ăla, Fishing Simulator ăla gratis. Dar acolo sunt DLC-urile de 1000 de euro. Aici măcar jocul 20 de euro și mai încă 2-3 DLC-uri 20 de euro. Te ajunge la 40 de euro. Dar dacă ți-a luat pe ăla gratis și îți intră în sânge jocul, ca la CSGO. Trebuie să-ți iei toate felurile DLC-uri și te-ai nenorocit. Ăsta e bun. Ceva concurs în seara asta? Păi aș vrea, Andrei, dar n-am băieți. Opa, iar la plută, mă. Păi nu, eu cred că trebuie să mă duc să-l pun pe toate la plută, mă. Le pun la plută, că nu mai ține. Pe fund nu vrea. Vântul bate cu 1,1 metri pe secundă. Deci e destul de liniștit. Pe fund trebuie să dai când zvaluri. Uite, și 29 de grade apa. Deci apa mai caldă și el urcă mai sus. O zis că cheamă să arăți poze cu el pe live și l-ai zis că nu are cum că e profilul. Ce-i cu el? Skinlop, ce-i cu ăla? Dacă sunt reali? Nu, sunt dată, sunt virtuali. Virtuali, cu aia îți cumperi ustensile, cum să fie reali? He, erau reali. Intram în monitor acolo. Uite, mă, cum trage, mă. Hai cu ieșor, vină încoace, tate. Câte kilograme ai și tu de trage așa? Nebunule care ești. 19 bastoane. Bun. E bine. Bă, la plută tragem. Merge la plută, văd. Și la ce cred că? La pâine cred că le ia. La plută văd că merge. Ia să lăsăm noi adâncimea mai mică. Lăsăm la un metru. Că e pe la suprafață acum. Bun. Ia uite cum merg, pe la suprafață merg. Nici nu vreau să-l mai știu, Slink. Nu mă mai interesează, tată. Sunt pescar de la 6 ani, Bogdan. De la 6 până pe la 14 ani am avut... permis și de apă dulce și de râuri și de graniță. Toate și pe ghe, permis grânceresc. Am avut vizate an de an. Am fost pescar în raid. Și sunt și acum, dar cu... Mi-am schimbat un pic modul de viață de când m-am apucat de gaming și... Bă, trebuie să trag două fumuri de țigară să respir un pic de aer curat de la geam, că nu mai pot. Nu mai pot, fraților, credeți-mă că mor aici. Mă duc să trag două fumuri. Nu pot să respir. Thank you.
ce, dragi? Am înțeles. Hai, mă, să vedem ce avem aici. Dacă e captură mică, mă bag pe plută. Trebuie să fie mare. Dacă e mică, mă bag pe plută. Noroc, virusule. Respectul proatele găbolea, bagi un om omega. Eu nu joc, eu nu fac o metată. Mie nu-mi place să mă... Ce să fac acolo? La, vin copilile alea de 14-15 ani, ce să fac? Mai bine fac profanare de morminte decât să fac omega, să mă bag în seamă cu copilile alea pe acolo sau cu bulangia aia care se freacă la cuculeț continuu. Sunt mulți. O grămadă. Tot să freacă, o grămadă care să freacă la cuculeț. Poate dă și ei cu de cineva pe acolo 10 kg. Ți-am zis că nu-i bun? Ți-am zis că trebuie să bag la plută. Bun. Dăm asta jos, ne luăm o plută. Ia să vedem la float. Așa, ia să vedem noi la float ce plute avem. La level 16, asta e level 16, asta e level 14. O iau pe asta galbenă, bui, așa, echip, ok, ac. Hai să ne uităm. Bă, 10 lire în super chat, coaie. Cine? Salut, Gabulea, respect. Ia uite, mă, că ai așa ochii lui. Cum a venit el anonim, așa, fără poză de canal, fără nimic. Lire donează în super chat. Te pup, boss, să rămână ta. Mersi mult, tati. 10 euro. Așa ai aruncat cu 10 euro odată. Ai încă... Uite, de la Anglia. Donații de la Anglia am venit, tati. Să trăiești, tati. Să rămână ta. Mersi. Aha, și Mărculețu. Aolo, cum e treg, bule, hodorugle, să moară prăjitul de malâne. A dat norocul peste tine. Ai primit-o șpagă aici, și ea. Hai că și Mărculețu face furori pe aici. Ce-ai, Mărculețule? Păi, dar n-a tradus? A, n-ai scris nimic. Te pup, Mărculețule, și pe tine, pe Ciprea Sturzu, nu știu cine e băiatul ăsta, să rămână ta, mersi mult, tati, de donații. Chiar face bine pentru mine, că o să-mi iau, dacă am noroc, că-mi iau ventilator. Dacă nu, mă ajută Dumnezeu, îmi bag un aer pe balcon pe acolo ca să nu mă bat aici în cap, îl bag în balcon să-mi răcorească camera să pot să fac și live-uri mai intens, că e jale. Oh, dar nu vreau de ăsta, nu. Eu vreau ăsta de aici. Echip, ok, și dăm de 7. Echip, ok. Așa, bite, mâncare să punem la porumb, dăm la ăsta, frate, la... Dăm la... Trage la... Bine, la... Bun. Trage bine, să dăm... Distanța, o dăm pe fund, la 2 metri jumate. Găbule. Au. M-a întrebat căpitanul vânător dacă poate să intre și pe baltă cu tine. Da, poate, și pe cameră să... Stai să-ți dau copiii lui Neagăbuție, Cosmine. Că mai am nevoie de tine, că tu mai vii pe aici, stai mult cu mine. Tu mai stai și mai tragi. Știi să-i tragi pe băieți, nu? Da, știu. Uite, ai gradul de admin acum pe... Gata, l-am tras. Ai grad de admin acum. Ești șef, dacă tot ai văzut. Dacă tot tot ai stat pe lângă mine, pe live-uri, ziua, seara. Ca să nu mai pună joc în bar, uite, m-a ajuns tu. Bună ziua, domnul Găbulea. Salut, capitane. Treci la baltă, tată. Treci la coasta mea aici, că trage vânt. Trebuie să-mi fac upgrade. Să văd ce bani fac și îmi fac upgrade și îmi cumpăr nailon mai gros, poate prin baloni, balenii de-astea mai șmecheri. Mărculețu, tu nu vii, tată? Hai că îți dau eu râmeși de asta, că mi-ai dat niște bani și am eu, îți dau eu râmeși de asta. 12 kg, vezi? Nu, la fund nu vrea să le ia. Nu vrea să le ia la fund. Hai să-i pun și la ăsta plută.
Hai să-i dăm asta jos. Și să luăm noi float. Hai pun și la asta echip, ok. Ia să vedem dacă putem să momim. Nu putem momi cu asta. Nu putem, nu putem. Hai să vedem lac. Așa, cred că o să le iau tot pe ăsta level 6, 10, 11, 12, ăla e prea mare, ăsta e prea mare, ăsta e bun. Echip, acum, bun. Ok, bite, porumb, punem aici porumb, punem pâiniță și băgăm și un vermișor. Ia să vedem, îi dăm și noi adâncimea. Deci am una la un metru jumate, una e la fund și una e să o las la 75. Să vedem la care trage mai bine. La suprafață sau la fund? Testăm. Le-am băgat pe toate, tata, la plută, că e altceva. Gata, și acum să vină, hai! O zi normală în viața lui Găbulea cu pești în dreapta lui, cu tractorul pe birou și se joacă Eurotrack 2 pe PC. Păi mie mi-e drag de sling clubul ăsta, e gura lipă. Dacă mă uit în... ia să văd. Dacă mă uit în chat participanți, locul 1, ia să vedem. Uite-l aici, deci la participanți ești acolo și tu. Opa! Uite, ăsta abia am aruncat-o, asta e la fund. Aici, aici e grosul. Aici e grosul, dar nu cred că e mare asta. Asta e la un metru sau la un metru jumate adâncime, cred că l-am pus pe ăsta. Dar băi, ce plută i-am pus cu aia. Ia uite-l. Ia să vedem. Ha? 24 de kilograme, altceva, altceva. Și banii vin și la fund ăsta, deci mai la fund trage mai bine, cred. Domnul Găbulea, când puteți să-mi dați imediat. Stai așa ca să-mi arunc bățul în baltă și îți dau imediat. Hai să punem și un pic de pâine, ok. Hai să luăm niște un feather, să-i dăm aici, ok. Acu de 7 e bun. Hai să dăm înapoi, la fund. Dar culmea, cum de-a tras la fund? Bun. Ok. Prieteni. Friends. Ia să vedem acum unde te găsesc. Capitanul vânător. Ia să vedem. Așa. Băi, ce cald e, mă, nu pot să respire aici, mă. Ai de capul nostru. Ai de capul nostru. Mare căldură aici. Ți-am dat invite. Nu poți să respiri, bă, fratele meu, bă. Nu poți să respiri, bă. Găbu, bagă-te tu în apă să vezi că trage peștele la râmă. Da? De unde? La mine e șerpile, bă. De unde, tatăl, la mine râmele s-au dus de mult? La mine e șerpile. Au, poate a venit la vișefa și mă vede. Aude. Hai. Mă bag la crocodil. Se flutură pantalonii, da, Ianule? Hai că ăsta e mai mărișor. Ți-am zis că la plută e ok. Dar să vedem la care trage. Mai des facem adâncimea. Lăsăm adâncimea așa după cum trage. Nu plec de pe balta asta până nu scot tot peștele de aici.
Opa, uite-l mă cum trage. Uite-l mă ce nervos. Uite mă ce nervare pe el. Băi nebunule care ești. Te mănânc mă. 18 kg. Băi... E ok. Ia mă să iau mai multe de astea. Mâncare 30. Iau mai multe râme. Nu mai stau. Se încarcă singură dacă ai mai multe, nu? Capitane. Da, da, se încarcă. A, păi mai bine așa. Echip. Așa, ca să nu mai stau să cumpăr de fiecare dată. Bun, la cât o am pe asta? La 75. Și asta las la 1 metru. Ok. Peștele oricum mai la suprafață, că văd că sar. Sar, băieți. Așa. Ce-i furnica asta de 18 kg? Poți mai mult. Păi, ce să-i fac? I-am luat pe aia, l-am luat pe ăla de 39 de kg, pe tăticu, pe Barosanu, pe Bulibașu, l-am prins. Acum, na. Acum vreau să o prind pe Bulibașa. Pe la 40 de kg tot trebuie să mai fie unul. Normal, într-o baltă, ia să ne uităm un pic pe zonă. Aia. Sau cam l-a băgat la fund, văd. Sunt mai mult mici. Într-o baltă sunt 3-4 4 trofee. Așa la 35, 40, 40 ceva de kilograme. Nu sunt mai mulți. Vedem. Tot la asta, vezi? O, oh, asta e, asta e Bulibașa. Asta e șefa. E șefa mare, ia să vezi acum. Asta are 3 piste, peste 30, că îl simt eu la mână. Uite cum se duce bățul. Uite cum face bățul, bă. Uite, bă, bățul. Asta are peste 30. Dacă îl scot, sunt șef. Ce-ai zis, piratule? Balene? În lacuri? Are peste 30. Cred. Și sper să aibă peste 30. Conserve și cizme. Băi, ar fi fost mișto să implementeze în jocul ăsta, că pe orice baltă mai scoți câte o pungă de celofan, o sacoșă, o gheată, o... O cutie de conserve, vorba ta. Ar fi fost fain să bage pentru, eu știu, pentru distracție, să bage o chestie de asta. Ia. 28, 50 de, 29. Deci am zis eu că pe acolo, pe la 30. E, da, e bine, e bine. 464 de XP-uri. E forțini, e forțini, e forțini. Deci la un metru, în jur, la un metru, un metru jumate, acolo trage treaba. Deci nu știu la ce a tras, la ce momel a tras. Uite, aia de la 2 metri jumate de prima din capăt nu trage. Deci de pe fund nu trage, trebuie să facă adâncime mai mică. Nu vrea. Să trăiești, Iuliane. Să mâncăm și noi niște cornuri de la mini croissant. Voi credeți că de ce stau eu prost în tendințe și nu trimit notificări? Pentru de că pot și handicapat ce sunt, eu nu stau cu gura pe voi. Hai băieți, hai să dăm like-uri, hai să dăm share-uri, hai să promovăm canalul ca în tendințe să apar mai sus și să trimite notificări. Atât m-am învățat, handicapat, așa rămân. Eu nu sunt un streamer care să am norocul ăla de like-uri, multe de... Dar nici nu cer.
E o prostie, eu nu cer pentru că devin milog. De ce să ceri cuiva un like și spune pentru ce să-ți dau? Și așa YouTube-ul ăsta cam își bat joc de noi. Silent, salut, să trăiești. Noroc, ciocănar, auzi. Băi, handicapată metaforic vorbind. Pentru că asta e regula YouTube-ului, ca YouTuber. Băi, încearcă să-ți promovezi canalul. Băi, doar îi roși pe găburenii tăi. Dați și voi, frate, un like, hai, dă un share, pe eu știu. Ca să ajutați canalul, când am intrat live, să văd deodată cum să umple 50 de oameni. Cu 50 de oameni chat-ul. Eu stau mult, 5-10 minute, 2-3 am în chat. Și apoi ușor, ușor, nu știu, ori prin prisma că caută băieții și mă găsesc, sau nu știu. Așa apar câte unul, câte unul, câte unul, câte unul. Dar nu e cum văd eu la alții. Nu văd vadul ăla să minte deodată. Și asta e sigur, e clar, e doar din cauza că nu-mi promovează YouTube-ul clipurile. Ca să mă scoată și pe mine, mai, mă bage mai în față. Hai că da. Asta nu mai are nimic în aici. Eu când am spus... Ok. Totul e bine, nu? Așa, hai să dăm-o mai mic. A, ba nu-i la un metru. Deci ar trebui să fie bine la un metru, că e mai la suprafață. Ai prins ceva, capitane? Capitane de județ. Da, 2 de 40 și ceva de kilogram. De? 40 și ceva. Du-te, bă, că nu cred. Dar la ce dați mâncava și gura voastră? Cum depindeți voi pe aia mari? Dai la fund? La ce dai? Da. La monturi sau la plută? Unul la plută și unul la fund. Păi și ce? Pe ac de 8? Da, am ac mai mare. De asta? Da, dar și stai mult. Adică eu la cantitate de pești eu te bat pe tine, că eu prind la 12, 15, 18 și prind mai mulți, înțelegi? Da. Tu practic îi agăți doar pe cei... Cei mai mari. Pe cei mari, aia e. Ai, mama. În seara asta pe farming, băieți, până în ora 12, atenție, până în ora 12, mai facem un moderator. Dacă 1, 2, 3 din băieții care am pus eu ochii pe ei sunt pe aici. Pe primul care îl prind, îl fac moderator. Și mâine mă scot 2, care n-au mai intrat de când m-am apucat eu să fac camera asta. Ha, păi ce să vrei tu, Dani, că tu ești tăticul lor. Tu ești șeful mare, boss. Tu nu vezi ce emoticon ai cu coroniță. Ești rege. Ala e rege. Asta înseamnă. Tu ești top și la sponsorizări, și la superchat, și la mântână, și la tot. Și vechi, printre primii. Nu, da, am pus ochii pe vreo 3-4 băieți, diseară pe farming. Dacă îi prind pe aici, pe primul care prind că intră, îi dau moderator, pentru că văd că stă călare pe capul meu. Toată ziua stă călare pe aici. Nu numai unul, vreo 4 care stau călare pe mine continuu. Și mă bucur. De ăștia am eu nevoie. Care când vine cineva și întreabă în chat, bă, ce joc e ăsta? Bă, e gratis jocul. Ei ca moderatori să răspundă.
Nu numai Caterinca, Caterinca și... Hai, mai lăsăm la 1,50 m. Și hai să mai dăm o dată. Hai, că facem bani ușor, ușor și... Așa e, Găbălea, frumos spus. Cum adică frumos? Dar ce am spus frumos? Așa consider eu că e corect. Mi-e place să fiu imparțial. Eu am prieteni băieți pe aici care n-au moderator la mine și de 2 ani lângă mine și n-au avut niciodată moderator, dar nici nu le-am dat. Nu le-am dat pentru că am nevoie de, ca moderator, nu de... Am băieți care stau cu mine aici. Continu. Uite, Alex Fiulop a întrebat băiatul, cât costă jocul? Nu trebuie să mai stau eu să întreb, să apar deodată, ce puțin moderatorii, aia mă interesează. Nu, nu e obligatoriu la Daniel Bădăluță, care asta e vechi, deja s-a săturat să le răspundă. Dar ceilalți care sunt mai noi, direct trebuie să-i răspundă băiatului. Ca să, măi, practic mă ajută pe mine să nu mai stau eu să explic eu cât costă, unde îl găsești. Uite, așa piratului, asta înseamnă să fii moderator. Fără să înjuri niciodată, tu n-ai voie să înjuri. După 12 noaptea poți să faci ce vrei, să înjuri pe cine vrei, tu faci ce vrei tu. Dar am văzut, am moderatori la 4 după amiaza, el își bagă, își scoate. Da, am văzut Baros, Iorgu, înjurește ca la ușa cortului. Dar, na, sunt vechi băieții și n-am ce... Da, am și care sunt de mult la mine, dar nu mai intră pe aici. Ia uite ce spun, e gratuită Eco. Dacă te interesează, faci o cerere la... Faci o cerere la Bădăluță, că ăsta e mai vechi, ăsta e mare, cel mai mare de aici. Că lângă moderator are și funcția de... Are și gradul mare, funcția de moderator cu gradul de... De șef, sponsor. Și știi că funcția doboară gradul. Faci o cerere, scris, frumos. Îmi spui câte persoane să fie, câte... Mi se pare că e gratis. Nu știu ce tarif au pus băieții acum. Da, Zara, e pe Steam, 20 de euro. Nu poți să stai non-stop fără ca tu să-i... Am plipit să te urmărească. Păi, dar nu le-am spus eu să mă urmărească și nu sunt obligați să mă urmărească. Dar sunt unii care din proprie inițiativă sunt pe aici și stau non-stop și niciodată nu i-a spus ce faci, tată, de ce le metri cu pe aici. Eu n-am criticat niciodată un moderator de-a meu, dar am moderatori care le-am dat din respect. Ba, unii fac YouTube, unii mi-au fost apropiați aici pe Discord, în comunitatea mea care m-a avut-o și au plecat. Dar am avut timp să fac curățenii și aia n-au mai intrat de luni bune. Da, 30 kg. Aia trebuie să-i scot și să dau șansa la altul ca să mă ajute, nu? Găbule analfabetule. Dar de ce zici, mă, că sunt analfabet? Că am terminat școala. De ce spui că sunt analfabet? Analfabet? Păi hai să ne luăm amândoi. La ce vrei? Gramatică, matematică, fizică, chimie? Bine, dar nu deschide. Stai, Eco. Nu deschide pagina de Google, repede, să te documentezi. Hai să vorbim. Hai să ne luăm. Ce înseamnă predicat? Ce înseamnă substantiv? Știi să conjungi un verb? Dacă tot vrei să... Vino pe Discord aici ca să ne batem amândoi în... Rău, așa pe răutate să spui că sunt agramat și că sunt analfabet, e clar. Dacă spun că... Știu gramatica și din limba țigănească, dacă vrei. Și limba țigănească are gramatica ca română. Și știu gramatical să vorbesc și în țigănești. Ai ce să mă ca lumea pe mine, tată. Eco, ai apărut de unde ai apărut, m-ai întrebat cât costă o muie, ți-am răspuns și apoi ai văzut că n-a ieșit bine cu întrebarea aia, ai dat-o pe altceva. Și nu mă interesează că sunt analfabet. La vârsta mea nu mai contează, eu nu trebuie să mai fac școli. Eu nu mai scriu la facultăți, eu nu mai încau joburi la birou. Așa că dacă te plictisești,
caută un alt subiect, că nu mă deranjează răutatea ta. De hater eu sătul, tati. Crede-mă că sunt sătul până în gât. Te tratez cu scârbă și pe tine, că n-am încotro. Ești cu figuri în tine, dar corigența pe șmecherie eu am dat-o de mult. Tu abia o studiezi acum. Ia zi și tu, cu ce... ce justificare ai tu? Adică unde ți s-a părut ție că vorbesc agramat sau... Mai văzut pe mine că vorbesc agramat sau că stâlcesc româna bine? Uite-te pe ceat, prietenii, la cei de teapa ta. Uite-te la cei mici care sunt la școală acum. Să vezi cum scriu fără diacritice, cum scriu fără semne de punctuație. Nu știe că un substantiv, că un nume personal să scrie cu litere mari. Asta e treaba. Și eu sunt analfabet. Foarte bine. Nu mă interesează limba română și gramatica tată pe mine la 45 de ani. Ia să mai tragi o pungă de țigară. Bunicule, ce faci, tati? Lăsați-l, tata, lăsați-l pe băiat în pace, că e supărat pe viață. Asta e modalitatea lor, să intri. Intră cu o figură de asta, de stil, așa intră. Cât costă o clanță, el intră cu o figură de stil, abis că el impresionează și apoi te ia și te ia, atacă direct la tine, că asta e. Ce să faci? Hai, tătic, hai! Hai, băiatul! Du-te la școală întâi, Eco. Du-te la școală întâi, termină 8 clase și apoi vii să vorbești cu mine pe Discord. Cu analfabeții nu poți vorbi, că tu ești prea mare. Uite, acum îți dai o posibilitate să intri pe Discord. Dar ce vrei, să te fac vedetă? Stai acolo, mizeria ta acolo. Du-te și... nu te îndepărta prea mult de peretele ăla la care ești acolo, că știi ce? Nu mai prin semnal de la vecin. De-abia citești? Aoleu, dar unde ai văzut-o asta? Că de-abia citesc. Păi uite că n-am ochelari și mă uit acum în chat, îl văd cu fontul de 8, de aici până acolo și văd bine. Eu cred că dacă vii lângă mine aici, tu nu citești mai repede chat-ul ca mine. Dacă poți să-l înjuri... Chiar te rog, Alin. Pe mine mă interesează ce faceți voi pe chat. Pe mine, eu nu pot să înjur la ora asta. Dacă era la 11 noaptea, aveam eu grijă de mărântaiele lui mămică ta, Eco. Dar am promis că nu vreau să-mi stric buna dispoziție și nu vreau să-mi stric live-ul. Eu știu că asta îți dorești. Du-te acolo în mizeria ta și vezi de treaba ta. Ai comportament de copilaș. De copilaș, de ăla, de messenger. Dar nu trebuie să-i dea bani, tată. Lăsați-o să mă jure pe mine de familie sau de morți sau de răniți. Și atunci o să-și primească bani. Că mă critică, e dreptul lui. De ce să-i dăm bani? De ce să punem punem monopol sau punem lacăt la gura omului? Lăsați-o să vorbească. Copil de 27, ești de seamă cu ficiorul meu. Dacă ai dat nas în nas cu ficiorul meu, știi cum? Te ia și te înnoadă, fraiere. Te înnoadă ficiorul meu. Deci ficiorul meu are tot 27 de ani. Dacă îl vezi în față, te ia capul. Te înnoadă. Te face nod și îți dă drum pe stradă. Țopă-i, te învârți. Fugi învârtindu-te. A, du-te la muncă. Acu ai ajuns, mă, flămându-le. Bă, perciunatule care ești, acum ai ajuns la... Acum abia îți arăți adevărata aramă. Du-te la muncă, mă trimiți pe mine la muncă la 45, dar tu ce faci, mă? Băi, scârbă, tu ce faci? Stai pe banii părinților? Tu mă trimiți pe mine la muncă, băi,
fraiere care ești. Băi, papagalule. Du-te, dracu, și muncești. Eu am muncit ca să te naști tu. Ca să ai tu ce mânca acum. Și asta eu am plătit la stat. Ca tu să primești, să mai câta să primească alocații de 8 milioane pentru prenatal. Eu am plătit pentru tine. Ca tu să mănânci lapte praf. Tu ai mâncat lapte praf din banii mei. Ai supt la piept din banii mei, fraiere. Eu gata, frate, eu nu mai am treabă. Eu sunt pensionar deja. Auzi că tu la muncă. Tu... Dar nu mă enervez, bunicule, doar că vezi că e o realitate și eu chiar mi-o dezvolt așa cum o gândesc eu. Deci dacă jegul ăla infect vine și pune mai mult presiune pe aspectul că du-te la muncă, de ce l-ai supărat pe mine, de tot ceea ce vede aici, de tot ceea ce fac și probabil el mă crede pe mine un om bogat, cine știe ce gândește el? El din cauza că e foarte frustrat, că eu stau și fac YouTube și el nu poate, te trimite pe tine la muncă și el are 27 de ani. Și așteaptă să stingă la 10 mama lumina să nu plătească mult la curent. Și îl bagă în pat ca pe un copilaș. Fraierul nu muncește. Stă pe YouTube să uită la mine, la tine. Stai cu minte că vine și la tine, bunicule, să duc și la alții. Astea, spețele astea de oameni. Ce să le faci la ăștia? De ce să nu înjur? E bătut de soartă, săracul. Eu am plătit atât dări la stat. Din salariile care le-am luat de-a lungul timpului, din societatea care o conduc. Plătesc CAS, plătesc impozite, plătesc TVA-uri, plătesc și trimit omului ca să mănânce gura lui. Că el e încă mic la 27 de ani. Înțelegi? Și mă, cum? Dar unde e logica? Păi trimiți tu pe mine la muncă. Păi pentru ce să mă trimiți la muncă? Eu gata, frate, sunt la vârsta pensionării. Un om se poate pensiona de la 50 de ani, 52 de ani se poate pensiona. Liniștit. Păi eu când mă gândesc că ai 27 de ani... Vă spun sincer, tu ție încă stai că nici nu ți s-a luat încă mirosul de lapte praf de pe piele la 27 de ani. Încă ești micuț. Pentru că mă uit la ficiorul meu. Ficiorul meu încă se comportă ca un copil. Dar frustrarea din tine și supărarea din tine, necazul și comportamentul de hater te îndrumă ca să te duci să iei de streamări. Tu spui mie băgăbulea. Dar cine ești tu? N-ai cum să vorbești mie la persoana întâi? A, stai că nu vorbesc cu tine cu termeni de ăștia că sunt analfabet. Nu poți să vorbești cu mine la per tu. Băgăbulea. Că n-ai cum, că nu te știu cine ești. N-ai fost cu mine la femei, n-ai lucrat cu mine cot la cot, n-ai mâncat din farfurie cu mine și nu te-am văzut în viața mea. Și tu mă trat... Tu iei măi, că acum aș fi fost colegul tău de bancă. Băgăbulea, ce faci, bă? Bă, cum mă iei tu? Că eu nu știu. Nu știu cine ești. Nu te cunosc. Tu ca să mă abordezi tu pe mine, trebuie să mă fi cunoscut în viața reală. Dar tu îi bași pe toți în oală, ca hater, ca împuțit. Că tu ești un împuțit, îți miroase fundulețul și gurița. Ca hater și asta faci. Aoleu, cum e tregă, bulea, hodorugle, să moară prăjitul de malâne. A dat norocul peste tine, ai primit-o șpagă aici și... Hai salutare, te-ai speriat. Hai salutare, te-ai speriat. Ce faci, bă, Luca? Te joci cu aerul condiționat. Uite-l pe Denis, scuze-mă Denis, am văzut ochișorii din umbră. Acuții am văzut. Am văzut mă la Radu Daniel, eu știu că tu pui ochii din umbră. Băi Radule, nu mai puneți mă ochii aia, mă lăsați că să așteați ochii lui Denis. Nu mai puneți cu aia, nu mai copiați, nu mai dați cu copii pe aia, să nu vă luați strike pe aici pe undeva. Cum e Titi cu miau și cu alea, ce zice el acolo, cu miau, cu câți, cu mâți, cu măi, cu ce face el? Așa e Denis cu ochii din umbră. Nu mai faceți plagiat, bă Radule. Piratul e treaba ta. Eu ți-am spus. Eu ți-am zis doar. Lăsați-i ochii omului acolo. Dacă s-a lui, lăsați-i ochii omului. Cu aia se prezintă el. Nu știi, Denis, cum se prezintă ca un adevărat... Cum se cheamă? Lunetist. Hotel, bă, pe Petro! Bună seara. Prindem ceva. Prindem. Depinde ce și ce anume și la... Și unde? Ce faci, bă, Petronele, bă? Te pupă hodorogul, tate. Bă, mor de cald aici la mine în casă și am zis că măcar așa, virtual, să mă inspir să prind mreaja asta a apei, să prind briza asta a apei, ca să mă mai răcoresc. Mor, bă? 32 de grade în acvariu, frate. Am dat capacul jos că mi se face ciorbă de pește. E bună ciorba de pește. Da, dar nu de ăștia, că ăștia sunt mari.
Așa-s exotici, nu sunt bune așa de mâncat. Hai mă, nu mai tragi. Am înțeles, zice că nu mai e pește aici în zona mea. Ia să ne luăm noi catrafusele de aici, ok. Așa, și hai să o ștergem de aici, frate. Păi, gata, am dat aici. Dacă îmi place pescuitul, cui nu-i place? Mi-a luat tot de acolo, de pe baltă. Mă duc în altă parte. Nu mai joc gamer e PUBG Mobile. Nu mai joc, tata, numai codați, e plin acolo. Codați infecți. Deci măsoară puterea prin coduri. Unde lua ai joc, a te juca, înseamnă ați crea, ați face o plăcere. N-ai cum, odată cu ce folosești coduri, n-ai cum să mi arăți tu mie că ești jucător bun și n-are rost. De ce să mă consum eu? Și să fiu ciuca bătăilor. Acum prins unul de 25 de kilograme. Ia auzi, nevastă mea. Tata, am prins de 39, puțin mai devreme, tati. Ai da! Asta e că nu l-am pus bine. Ai da! Șerpili! Uite așa, tata. Hai să-l dăm. Primul încolo. Mergem pe la canton. Bun. Hai să o luăm pe cealaltă. Ok. Băgăm niște porumb ceva. Auzi, nevastă mea. Numai la lucruri mari se gândești, la 25 de kilograme. Bine că n-ai iubire, bine că n-ai confundat kilogramele cu centimetri, că mă băgai în păcat în seara asta. Mă trimiteai în păcat. În păcat la ce mă refer? Adică trebuia să renunț la live-ul cu farming-ul. Aia era mai nasol. Așa că bine că te referi doar la 25. Nu e un număr chiar de speriat, 25. Mi-aș fi dorit eu așa... A, să uite, mama, mai te așteptă la tine. La mine să uită nevastă-mea. Pot să scap de ea? Dacă apare pe aici Mickey, Lavi, șefa, Ana Maria și toate fetele care sunt pe aici abonate la mine, gata, mai ia, cum vine acasă. Cine? De unde? Ia arată și mie. Dar ce? Cu ce? De ce vorbești? Dar tu ești bătrân, de ce vorbești cu fetele? Eu nu știu că eu am fete care virtual așa le tratez ca pe fetele mele, că sunt copile. Da, uite că fac gaming. Ce bine arată jocul, e super șmecher. Poți să modifici și timpul, o să dau un pic timpul. Stai așa că îmi trage la asta de mijloc. Nici bine n-am băgat. Hai că mă dau așa în partea asta. Hai că poate îl prind pe ăla de ar fi frumos să-l prind pe ăla de 25, exact azi nevastă mea. Jmecherie. Salut, Ionuț. Ia ca nevastă, că ți s-a împlinit visul. Îl prind pe ăla de 25 de centimetri acum. Dacă tot ești pe chat. Na, dar acum îl aduc la mal, că fuge nebun. Trage lumea lui încolo. Aoleu, cum e treg, bulea hodorugle, să moară prăjitul de malâne, a dat norocul peste tine, ai primit-o șpagă aici și por la pescuit și bafta cu liveul. Ciprian Sturzu, donează 3 euro pentru hodorug, pentru aerul rece, atenție, scuză-mă. Pentru răcoare, parcă așa scrie. Ia că a dat 3 euro pentru răcoare, tată Sturzu. Dar nu știu cine e Ciprian, abar n-am. Nici în chat n-am văzut să scrie. Depăstim chepa. Depăstim sau de pe G2? Opa. S-a stâns acvariu. Te pup, Ciprică, tată. Te pup să trăiești, să fii sănătos. Mersi de
Gălbiori. Nu, am priză de aia programabilă. Se stinge de două ori pe zi. Pentru că dacă las foarte mult timp lumină, îmi face alge în acvariu. Abia am scăpat de ele. Și acum țin discurt, îl țin mai mult pe negru, pe întuneric. Să scap de alge, încă au mai apărut câteva alge și vreau să scap de ele. Dar el arată superb acum cum l-a făcut. Oh, bă, care bați cu palma la buci? Ce ai făcut, bobiță? Ia, 25 de kilograme, nevastă! Domnul Găbule, vă las că trebuie să plec de acasă. Gata? Hai, te pup să trăiești. Da, trebuie să plec. Ai, nevastă, 37. O zi bun. Te pup. 37 de kilograme. Tu crezi că eu umblu cu lucruri mărunte, muiere? Păi ce facem, tati? Dacă mai ești pe aici. Eu nu umblu cu jumătăți de măsură. Tu știi că eu sunt un integralist. Ia, tal să pe aoleu, cum e tregă, bulea hodorugle, să moară prăjitul de malâne, a dat norocul peste tine, ai primit-o șpagă aici și ea. Hai că și Gianchi... Fir intins, de mai mic 3. De mai mic 3, am înțeles. Hai că și Gianchi... Bă, dar de ce nu arată aia cu... cu ultimul donator? Ce dracu se întâmplă aici? Fir intins. Da, fir intins. Exact ca ăștia, cum se cheamă? Ungurii. Fir intins. Ai fost pe aproape, dar tata confundăm ceapa cu portocala. Păi de la 25 de kilograme la 37. E diferență de la cer la pământ. Lasă că e bine că ai spus așa mai puțin, că mă băgai în păcat. Mai ales că mâine e sărbătoare, post. Ce cum, trebuie să postim. Fir intins. Îmi cere să-mi activez contul, mă, de ce, pe Steam? De ce îmi cere să-mi activez contul? Ce cont? Pe Type Stream. Dar nu înțeleg de ce. Lasă să tragă, dă-l dracu. Am apăsat, m-am conectat cu contul lui nevastă-mea. Stai să nu, cum mă deconectez acum? Da, bă. Log out. Conect, am apăsat pe... Are același avatar ca meu. Ia să vedem de ce n-apare nenea Gianchi pe aici. Mă jur ăsta. Zice, băi, da. Băi, da, ce piu e panorama aia. Hai, tată. Ia să vedem de ce n-apare nenea. Așa. Păi da, și nu mai apare... Băi, ești nebun. Băi, dar nu înțeleg, mă, fratele. Hai că nu înțeleg mâncața, dar de ce nu mai mi apare, mă? Băi, dar nu mai mi apare o scenă de aia, mă. Ce naiba e aici? Alert box, ia să vedem. Nu mai mi apare ultimul donator, mă. Ce chestie. Ah! S-a dus undeva într-un colț, mă. Ce panaramă, mă. Hai că da. Dar nu e asta. Nu. Nu știu unde e ăla.
stângă, mă, s-a dus așa. Îmi lipsește o scenă, mă. Ultimul donator îmi lipsește. Da, o pun eu, n-am ce să fac acum. Mă, nu înțeleg ce s-a întâmplat, mă, habar n-am. Lasă, că o las așa și mă uit eu când se termină live-ul, bag piciorul în el, că mă sparge asta la cap aici. Mă înjură, Gianchi. De ce n-apar pe sticlă? Dar nu știu ce s-a întâmplat. Am să mă uit după ce termin live. Bă, dar e prea cald, mă. E prea cald. Eu nu știu cum stați, mă, fraților, voi în casa. Probabil unii aveți răcoare, stați la casă, stați să aveți aer. E jale, mă, e urgie. Trebuie să mă mai ridic de pe scaunul ăsta. Îl sud tot în spate. Oprește undița aia. Dar de ce? Dă-ți tu mai încet. Mă cred, dă-ți tu mai încet volumul. Eram cu jocul în bar. Vreau să rezolv problema cu... O rezolv eu. E? Na, mai vii de acasă. Nu mă bucăzease la 37 prind. Vezi dacă mi-am schimbat locul. Ai altceva. Eu am pe mama la geam. Ține umbră. Ce dracu umbră să țină la mine? Salut România, salut Găbulea, am permis să spun Găbulea pentru că ești mai mare ca mine. Da, 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 sigur ești mai mare ca mine. Când eram eu de seama ta, tu nici embrion nu erai. Tot asta tragem? Salut, capitane, Găbulescu. A, ăsta s-ar putea să fie mai mare ca alălalt. Numai capturi de alea șmechere am scos azi. Trofee. A, stai, Manix. Stai, bă, că te confund. Tu ai avatarul ăla, am înțeles. Stai, că te confund, Manix. Am crezut că ești ăsta de Ciprian ăsta... Am un băiat, Mandix, îl cheamă și tot ceva cu roșoare la avatar. Dar te confund, nu te cunosc. Dacă ți-am greșit cu ceva, eu te iert, Mandix. Nu-i problemă, noi hodorogii ne permitem să vorbim la petul. Deja de la o vârstă, 2-3 ani, nu mai contează diferența. Salut, Cosmin. N-am cum să spun dumneavoastră, eu 45, tu 48, e clar, nu? Da... Uite, vezi, Mihai Coldea cu Manix. Și aveți, cam am doi la fel. Bun. Te pup, Manix, te pup, tati. Mă bucur că am persoane de... Nu caz. Am persoane de vârsta ta pe live. Al tău e mai mijdo, da. Păi am crezut că ești tu, Mihai. De asta.
Mă duc să-mi pac, să-mi pun un pahar de suc rece de la frigidere și revin în... imediat, într-o secundă, maxim 20-30 de minute, sunt aici. Revin. Băi! Am o nițică chec. Checul e... Mă este cozonac? Da, nu-i cozonac, e chec. Sper să-mi dea domnul Găbulea moderator. Vedem în seara asta care va fi. Da, v-am spus, în seara asta dau un moderator și scot. De față cu voi scot pe altcineva. Adică pe live, pe bune. Nu mai... Deci pe față. Și voi să-l cunoașteți pe acel moderator. Îl scot, nu cam ceva cu băiatul. Îl respect la fel de mult. Doar că... De când a primit moderatorul, nu mai stă, n-a mai venit deloc pe Discord, pe live, vin o dată la 2-3 live-uri de ale mele. Aoleu, cum e trei, Găbulea Hodorugle, să moară prăjitul de malâne, a dat norocul peste tine, ai primit o șpagă aici și... Să fie răcoare, ai cam înțeles. Să fie răcoare. Dar cine-i mă Ciprian Sturzu? Boss, care ești? Ce trebuie să facem să fiți aleși? Aia de aia eu hotărăsc, tate. De-a lungul timpului, pe live-urile mele, eu îmi fac o idee despre Gura Liv, despre modul cum gândesc băieții și moderatorii mei. Eu le știu, chiar dacă nu i-am văzut în viața mea și nu le știu vârsta, eu le știu capacitatea intelectuală. Adică eu măsor așa... Hai că da, cum îl trag pe ăsta? Ăsta e bug. Ei le văd comportamentul și 28 de bucăți. Bine. Și știu cam cum gândesc fiecare. Chiar dacă nu-i cunosc, nu știu ce vârstă au în realitate. Am o imagine așa de ansamblu, am o idee cam cum ar fi el. Toți sunteți buni pentru mult. Care sunteți de-ai mei și v-ați comportat onest pe aici. Asta nu se... Dar nu poți să dai modul la toți. Nu vreau să-mi fac ceatul de albaștri.
Ia să mai dăm noi timpul să scăpăm de ploaia asta. Bani cu timp. Uite așa, tată, dăm pe înserat. Ora 6 seara. Opa. Dă-te farfurie de aici, că am treabă. Dă-te fa... Primul youtuber care își cunoaște chat-ul? Băi, dă să știi că așa-i. Eu îi cunosc pe toți, individual. Ia o pe care în parte și le știu. Îi cataloghez. Dai seama, dacă ei tot timpul vin pe aici și stau, văd cum se comportă cu alții, văd cum se comportă cu mine, cum gândesc la, cum reacționează la anumite chestii, cum răspund în chat la anumite întrebări mai grele. Ei, știu, trecutul, prezentul și viitorul. Așa, mi-a făcut o imagine de ansamblu, adică mare, despre fiecare în parte, cum e ca om. Nu sunt eu în măsură să critic, să fac vreunul dintre voi, eu știu. Hai, mă. Trăiești unul de boabi. Bun, mă, frate, mă, că a făcut o grămadă de bani. Numai bine am dat. Numai bine am prins. Ia să vedem ăsta. E de 7. Ia să vedem noi dacă schimbăm acu. Așa. Ia să vedem noi. Ăsta e echip. Ăsta e de 12. E de 10, nu-i prea mare. Echip. Ala e de 8. Ia să încercăm cu ăsta, tată. Un metru jumate adâncime. Eu zic că pe la... Da, e bun la un metru jumate. Hai să încercăm cu 8. O să stăm mai mult, dar luăm prinde capturi mari. Uite așa. Și hai să ne dăm pe chec. Domn Găbâne, vă mai salut o dată, că prima oară nu ați văzut. Eu v-am lăsat că la 3 dimineața intru în tură și trebuie să dau și o tepu, Andrei. Uite, vezi ce frumos? Nu a stat să zică, bă, dar de ce nu mă saluți? Că eu am venit aici, eu sunt youtuber, că eu sunt gamer respectat, de ce nu mă saluți? Sunt băieți care te mai salut o dată. Te salută de 10 ori până vezi mesajul și răspunzi. Vezi dacă de-ai mei? Mai sunt personaje care calcă pe tine, practic. Să urcă pe tine. Cu picioarele. Băi, de ce nu mă saluți? Eu sunt youtuber. Am 1500 de abonați și de ce nu mă saluți? Să-ți fie rușine. King Day, salut, să mă salută și pe mine care vă rog, bună seara. Te salut, King, ce faci, bă, boss? Să trăiești, King Day, bine ai venit. Hai, toți moderatorii, salutați-l pe King, băieții, chat-ul, tot. Salut, să-l băgăm în seamă pe King. Par mă să simte băiatul marginalizat și nu-i frumos. Ce trăiești, King? E bine acum, boss? Cum te simți? Mult mai proaspăt, mult mai efervescent. Zi. Așa, tată. Nu trebuie să fii, păi ești King, tată, ești rege. Dacă nu te respectăm noi, cine să te respecte altul? Altcineva, cine să te respectează? A, uite aici, 34 de... Numai piese de muzeu m-a prins, frate, azi. Asta e la 2 jumate, azi e pe fund. Hai să o mai scădem pe la 1 jumate. Iabulea, tu ești regele, ești pe dracu să mă ia, regele. Regele cui? E greu să fii rege, tată. Ultimul care l-am avut a fost regele Mihai. A murit cel ultimul rege al nostru, a românilor. În rest, nu cred că mai sunt. Și nu o să mai fie vreodată regi pe la noi.
Hai că da. Hai că da, treci la tata încoace, mister. Oh, gras curcanul. Hai, Clau, nu iei jocul? Sau nu-ți place pescuitul? Nu o leai cu pescuitul, eh? Claudița? Claudița? Noroc, Ioane. Ai fugit, prăduitorule. Trag în tine de prăduitor, cocalarule. Opa, 32. Numai piese de muzeu, tată. Deci numai trofee azi. Aia să vedem ce adâncime. La 1,50 m. Bă, peștii sar pe aici, pe la suprafață. Ia să mă uit un pic. A, stau la suprafață mulți din ei, mă. A, sunt mai la suprafață. Ia să lăsăm de mă la 50. Asta din dreapta. Să vedem cum se comportă. Mai la suprafață așa. Dacă îl prind mic, dau înapoi la fund. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Captura. Opa. Mai mâncăm și noi. Cozonac de asta. Nu mai mâncăm că vine balena uriașă. Hai mă, că azi am prins numai piese bune, numai peste 30 kg. Hai că ăsta e mai nervos așa, de văd. Dacă aude nevastă mea că dau la fund, nu mă aude tata. Și de ce s-a supărat? Ce joc este? Sniper 4 Elite. N-ai părelit. Treizeci. Bine. Nănașule, să trăiești, salut. Da, dar e... 4. N-ai părelit 4. Ia să vedem. Deci, deasupra. 1,50 m. Hai să dăm și pe asta la 50 de centimetri. Dacă nu trage, băgăm înapoi la fundeanu. Vedem ce piese prindem deasupra. Acum serios, păi ia uite-te tu, dă înapoi un pic, dă bec, uite-te pe thumbnail-ul meu. E un thumbnail cu mine, cu o poză cu mine, cu peștele în mână. Și uite-te și în descrierea live-ului și hai să vezi. Îți scrie și în descriere cu albastru și scrie și pe thumbnail. Ia de tu un singur înapoi. Farming Simulator de mi l-am descărcat. De pe Steam, de unde? Dacă n-ar scrie în descrierea live-ului, băi, aș crede că am omis eu să notez. Dar dacă scrie acolo, de ce vă place numai la video să vă uitați?
Mai e și poze, mai e și text. Salut, salut Black Angels, să trăiești, tate. Nu e gratis, murgule. 20 euro. It's very expensive for all people. Hai, tati. 47 de a? 47 de kilograme, fratele meu. Nu record asta, mă. Ba nu, 49 am avut azi. Ia să vedem cât am avut adâncimea. Un metru jumate. Ia să o dăm și pe asta. La jumătate de metru. Dacă nu trage, atunci... atunci cred că am să dau eu la fundeanul înapoi. Hai că da. Să trăiești, jocări. Te aștept, te intru după 10 jumate, o să intru iar. O să fac pauze vreo jumătate de oră, mănânc. Mă duc când fac un duș cu apă rece, că e clar că la mine sunt 40 de grade în cameră. Și apoi revine tata în forță. Poate vine și fratele Titi până atunci. Poate intră și Claudița. Să avem. Poate intră și Dani, copilul ăla mic. Ați văzut că ferma am... Găbule, ți-ai luat când dracu să le iau, Dani? Am mai jucat eu atât de jumătate de an. N-am luat atât de un să le iau. N-am bani. Îmi strâng bani de aer condiționat tot. N-am mai jucat, Vlad. Când ai venit pe aici, nănașule. Că dacă ai venit și tu, cu Gică, cu băieții, băgam, intram toți. Dar așa dacă nu sunt băieți, trebuie să facem o echipă de minim 4 ca să te simți bine. Tu nu mai intri pe aici, pe Discord. Tentation name, XXX. Ce nume e ăsta? Zece kg, vezi? Deasupra săia mici, mă, exact cum v-am zis, mă, prăduitorilor. La jumătate de metru. Am la fund, tată. Pe fundeni, acolo stă la mare noaptea. Cu botul mâl. În nisip, în moluz. Mai târziu intru. O să ies de pe ăsta, peste vreo jumătate de oră. Și o să intru din nou. Dar 10 kg, mă, deasupra e clar că umblă la micu. Clarissimo. Dar totuși nu știu cine e Ciprian Sturza, mă, Sturzu. N-a scris nimic în chat, dar mi-au făcut donații și prin super chat și pe live. Eu te-am respectat mereu, neagă, să știi că țin la dumneavoastră. Hai, jură-te pe roșu, Vlad. Nici măcar, dacă puneai măcar ceva roșu în chat, să scrii, bă, neagă, mă jur pe roșu că țin la dumneavoastră. Vă apreciez și vă iubesc ca un tată vitreg. De unde? Așa e o formă de respect asta ce ziceți voi, dar cine vă crede? Cum de-ai reușit să faci așa de ușor peste 1000 de abonați? Eu nici măcar 500 n-am. Păi n-am făcut încă 1000 de abonați, tata. Am 900 și ceva. Cum adică am făcut așa de ușor peste 1000 de abonați? Te joci! Stai și te joci și ei vin singuri. Și că ce ușor ai făcut 1000 de abonați. Unde mă vezi tu 1000 de abonați? Am 980 și ceva. Pe acolo, prin jur. Prin zona aia.
Da, tată, vină, Vlad, că dacă ești tu pe aici, eu și spui, hai, Găbu, seara asta facem unde-i zi, atunci imediat îl chemăm și pe Hyper și pe Kozo. Văd că Hyper nu știu pe unde, cred că e problema pe la mare, pe la munte, pe undeva, pe la bunici, că nu l-am mai văzut pe aici de câteva. De fapt, nici eu n-am mai intrat ultimele 3 zile din cauza căldurii și umiditatea din aer. Mor în camera asta, mor. Pur și simplu, mă sufoc aici. V-am zis că sunt mici ăștia, mă, de suprafață. A, că de noi la Fundeanu, acolo, tată. Bă, dar de ce apare asta, bă, cu peștele, cu abonările? Bun. Gata. Fir întins. Cât e ceasul? Trebuie să-mi iau și un ceas aici, mai n-am ceas. Trebuie să mă uit pe telefon. Ia să vedem. Da, e 8:30. Pe la 9 o să ies și o să intru pe la 10. La cât alegi moderatorul? Aia, că deja mă iei alte, deja pui presiune pe mine, Vlad. Deja îmi dai cu subînțeles. Băi, nu știți un singur lucru, tată. În orice domeniu, chiar în societatea civilă, în viața reală, niciodată să nu alergi după o funcție, devenind tu unul din prăduitori sau, eu știu, cel care se dă pe lângă șeful bine, poate, eu știu, îți mărește salariul sau niciodată să nu faceți treaba asta. E cea mai proastă alegere să vă gândiți că dacă vă dați bine pe lângă șeful, că dacă o să dați în primire pe nu știu cine, o să fiți mult mai iubiți și mult mai apreciați. Nu e adevărat. Eu cel puțin eu nu suport genul de oameni care îmi pun întrebări de astea, din care și el o bucățică, o porțiune foarte mică, e avantajul lui. Odată și mi-a pus întrebarea la cât extrag moderatorul, e clar că, ca să știi, ca să intri, mă gândesc. Vrei să știi ora aproximativ ca să poți să intri. Nu trebuie să-ți ceri scuze la mine, doar că te aruncă pe tine într-o altă latură. Adică te trimite undeva la cei care sunt vânătorii de, eu știu, de premii, de recompense, de, eu știu. Te-am pupat, nănasule. Nănașule. Nașul mare. Nu e explicație, asta e învățătură trasă de-a lungul timpului. Eu am tras învățăminte din... Eu am trecut prin asta și știu sigur, 100%, deși mă poate... Nu o să ajungeți niciodată din... Exact ca Iuda. Când a spus Iisus că până dimineață, până cântă cocoșul de 3 ori, tu mă te lepăzi de mine de 3 ori, așa a fost. Și ce a făcut Iuda? Ce a făcut? A făcut numai rău. Pentru o pungă de galben. Și la urmă ce a făcut? S-a căcat pe el. Ce a ajuns? A ajuns mai mare ca cineva? Iuda. Când spui Iuda, spui omul negru. Ce vrea, mă, anti-reader ăsta? Ce vorbește acolo cu ai? Vorbește cu ai cu subiect. Deci așa ai fost? Băi, inteligentul, eu am zis din experiența vieții. Eu n-am zis că eu am fost așa. Că dacă eram așa, eram la pușcărie acum. Sau eram un nenorocit. Cumblam după averi, după
influență după... Ce spui tu acolo? Deci recunoști că tu ai fost. Dar tu de unde știi? Așa ai fost tu? Ce întrebări sunt astea? Eu vă spun din experiența vieții. Din experiență. Păi experiența mea pe unde am fost de-a lungul timpului. Pe unde am fost, piciorul tău nu se calce niciodată. Și am văzut fel de fel de oameni. Îți spun pentru că am lucrat în toate națiile posibile. Am lucrat și cu negri, am lucrat și cu țigani 6-7 ani. Am lucrat și cu unguri foarte mult și cu ceangâi țigani unguri foarte mult. Și am stat pitrăit și m-am tras o concluzie. Ce aberezi tu acolo? Deci recunoști că așa ai fost. Dar salut, nu știi să spui când vii. Stai și te uiți pe live și brusc s-a părut ție subiectul interesant. Ia să-l atac eu cumva. Deci recunosc că așa ai fost. Cine a recunoscut? Din ce? Deci la ce te-ai luat? Eu i-am învățat pe băieți niciodată să nu se ducă să pupe un șef mai mare în cursă, devine el un șef mai mic. Eu la asta m-am referit. Păi nu mă enervez, dar aberez. Deci recunosc că așa ai fost. Tu abia așteptat să mă coci pe mine cu ceva sau ce? Păi nu te, n-am băgat în seamă pentru că pur și simplu stai să-mi răstămăcești mie vorbele. Să-mi bagi vorbe în gură. I-am explicat la un băiat cu bun simț. Lui Vlad Oprea. I-am spus așa, nu te arunca la întrebări de astea sau cu subînțeles. Adică să-și dea seama cineva. Cum a făcut el acum? Cam pe la ce oră vrei să extragi moderatorul ăla? Ca abis, ca să știu și eu să fiu și eu acolo. În minutele alea poate îl prind eu și pe urmă plec. Eu am tras concluzia. Și de asta i-am explicat băiatului să nu facă de asta. Păi nu știu dacă ai bun simț sau nu. Că dacă îți citesc mai sus, ai scris 10 mesaje, ia uite. De unde știi? Mă întreb pe mine. Așa ai procedat? După ce am explicat eu. Știu din experiența vieții, pentru că am 45 de ani și dacă eram fraier, muream la Revoluție. Dacă așa am procedat, întrebarea asta e retorică. Nu procedez eu așa. Odată ce eu învăț pe altul, înseamnă că eu am văzut la alții. Nu că am picat eu cu curul un penis sau în lucruri tăioase. Am văzut la alții și au ajuns niște nenorociți, niște ratați și au pierdut prietenii tot pentru căuta influență și imediat alt mesaj. Deci recunoști că așa ai fost. Din experiență. De ce te enervezi? Te-am salutat, dar nu citești. Caută mai sus. De ce să stai eu să vorbesc eu cu tine? Hai că ești deștept. Antilider, du-te și te spală cu profiterol, tată. Dă-te cu ou pe față cu ceva. Adică fraierea mult la Revoluție. Aia e clar. Băi, omului, a vorbit la persoana mea. Băi, eu nu pot să înțeleg mâncața aș gura ta. Băi, de unde sunteți așa inteligenți, băi? Eu dacă am spus că dacă eram fraier, muream la Revoluție. Adică muream de mult, cu mult timp în urmă. La Revoluție, nu în timpul Revoluției, probabil în perioada aia, da? Adică acum 30 de ani. Și tu imediat, cât de inteligent ești, adică fraierii au murit la Revoluție. Băi, sunteți bine, bă, pe bine-s. Generația asta lui Dăncilă, sunteți pe bine-s. Da, mă, și care e problema ta, antilider? Care e problema ta? Dar te poți minuna și tu când prind un pește mai mare. Bravo, boss, ai prins un pește de 38 de kilograme. Nu, tu aștepți un subiect tăios ca să-mi dai replică, ca să mă coci. Așa se înțelege, așa înțelegi tu, mă, antilider. Ia spune și mie, cu ce te ocupi? Că tu de obosit ce ești, nici o poză la canal nu-ți spui, fratele meu. Adică e obositor să spui o poză la canal. Ai un canal făcut acum proaspăt, ești banat pe celălalt la mine, făcut acum proaspăt, fără nimic, gol. Și pur și simplu încerci să te comporți normal, dar nu te comporți normal. Nu te crede-mă că nu te comporți normal. Aberezi și pui întrebări prostești. Îi explic băiatului ăla niciodată să nu pupe în cul un șef mai mare, să devină un șef mai mic, că nu-l ajută în viață. Deci recunoști că cu tare... M-ai atacat odată. Pe urmă spun că dacă eram fraier, nu aveam 3 copii, nu aveam o casă, muream de mult la Revoluție. Dar ce-i cu aia de la Revoluție? Da, înseamnă că au fost proști. Deci ăștia... asta e mentalitatea ta, boss. Orice om, dacă vorbește, tu răstălmăcești și percep cuvii acele cuvinte cum vrei tu. E o prostie. N-a spus nimeni nimic. Nu mai interpretați voi cu aia. Că băgați oamenii în pușcării nevinovați. Dacă ajungeți martori la un eventual proces... Spun eu că vă băgați oamenii în pușcării nevinovați, pentru că voi percepeți lucrurile altfel. Auziți ceva, faceți din țânțara al măsar. Auziți ceva și... deviați. Cine a spus că... Am zis eu ceva, că joia de la Revoluție au murit ca proștii sau...
Da, dacă eram prost, deci eram. Deci eram, da, prost eu. La persoana mea. Muream la revoluție. Adică tipul revoluție, când erau arme, erau de toate, puteam să mor. Pe timpul ăla. Era legat în contextual de modul de viață, cum să trăiești. Să nu pui un șef în cur. Eu la asta m-am referit. Iar eu aia am asimilat-o că dacă eram prost, muream acum 30 de ani. Și nu aveam copii, nu aveam mașină, nu aveam casă, nu aveam... Deci tu vezi lucrurile cum vrei tu. Cine a fost prost a murit. E clar, mă. Hai că e clar. Bine, dragul meu, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. Îmi place că ești un băiat foarte dezghețat și foarte, foarte inteligent. Deci foarte, crede-mă că ești foarte inteligent. Ce să vorbim? Sabe ce să vorbim? Eu m-am referit la toate domeniile mele de activitate, și în muzică, și în muzică. Eu și uneam muncit, peste tot unde am fost, m-am descurcat cu brio. Înțelegi? La asta m-am referit. Și de-a lungul timpului n-am avut probleme. Să mă urască cei de lângă mine că l-aș fi trișat, aș fi furat de la cineva sau aș fi șantajat pe cineva. Am fost un om corect. N-am fost un fraier. Da, în fine. Ia zi, Aline. Băi, dar cu cine stai eu să dau explicații, mâncața și gurat? Eu vorbeam cu Vlad Oprea, bă, cum a apărut el deodată, nu i-a convenit subiectul, mă. Că a știut tine să atace, mă. Ce să faci? Dacă îl întreb ce înseamnă aia expresie sau ce înseamnă aia metaforă sau... Nu știe ce să-ți răspundă. Când vorbești metaforic, dacă eram fraier, muream... Când au trecut rușii prin Bârlat pe aici. Adică n-are nicio trimitere. Adică ați proști rușii sau eram noi proști sau unde te duce pe tine cap? N-a făcut nicio trimitere la nimeni. Și chiar dacă făceam, îmi asum. Adică care e problema? Ai auzit-o de în gura mea? Bă, ce proști au fost aia care au murit la Revoluție. Aia e cu totul altceva. Dar n-ai cum să pui să înțelegi tu ce înseamnă o metaforă, ce înseamnă formă de exprimare, o expresie. Fiecare o înțelege cum vrea. Că i-am făcut proști pe cei de la Revoluție, auzi? Am înțeles. E o chestie și asta. Hai, că e bine. E bine să mă duc să fumez o țigară, că e cald. Respir greu, încet și apăsat. Și trebuie să mă răcoresc. Poate nu sună să vă rupă creieria. Hai că fumez de alea de la bucătărie.
Băi, să nu spuneți că trage, că mă arunc în baltă după el. Trage de mult? Trage de mult, mă? De când trage? Așa viața mea, tată. Firea, tată. Firea. Așa, iubire. Ia-te de el, tată. Ia-te de băieți. Ei, n-ai, că dacă spun acum că mă joc cu volanul, 22 de chile. Dacă zic că joc fishing cu volanul, nu mă cred. Spune, a, te dai mare, că ai volan, sau... Găsește el o altă versiune, o altă percepție a lui și te atacă. Drage, nu? A tras, da, a tras mărunțel. Subțire, de vară, așa. Mm. Aoleu, ce repede te superi. Eu nu mă supăr, tată. Sunt mai aspru, așa, în exprimare. De asta genul de om care eu pun la suflet, absolut tot. Nu mă supăr. E greu să fiu supărat, că dacă sunt supărat, e nasol. Trecem pe altă platformă, trecem pe altă foaie dacă mă supăr. Eu cred că mulți dintre voi mă știți supărat cum sunt. Nu mai am scrupuletat. Când mă supăr, mă supăr. Dar acum nu mă... Pur și simplu mă dezgustă că sunt băieți care se bagă în seamă cu tine și aberează. Mulți dintre ei aberează. Adică mă gândesc că nu... Eu nu caut prietenii să stau să mă... Să port o discuție cu cineva. Dacă zic ceva, eu mi-asum. Că interpretezi tu greșit și mă acuzi tu pe live, că scrii tu, că eu am zis nu știu ce, bagi vorbe în gură fără rost, atunci e altceva. Moșule, ce faci, tati? Hai cu crapul, hai, tate. Hai cu balena ucigașă. Aha, vai bine acasă, mă, 33 de boabe, au ce cum arată asta. Hai să stâng lumina ca să-l vezi pe fază scurtă. Aute, pe fază lungă e mai albicios. Crap oglindă. Crap chelegos, noi așa îi spunem în zona asta la noi aici. Ce să fac, dau la pești. Fii atent, eu acum dacă am spus, m-ai întrebat ce faci, ce să fac, dau la pește. Vine iar băiatul ăla și spune, cum adică dai la pește, dar ce, ai băut și ce, îți vine să vomiți sau... Percepe altceva, deci vorbești ceva și el te ia cu altceva. A, da, îți vine să vomiți, de ce spui că dai la pește sau... Deci o dă în alt, cu totul alt subiect, e o formă de a... Nu știu, eu nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg pe unii, eu nu înțeleg ce e o formă... de exprimare. Este o vorbă. Eu am spus toată și nu numai eu. Foarte mulți formulează o vorbă, de exemplu, dacă eram fraier, muream la Revoluție. E o formă de a spune, de a vorbi. E un mod de a spune. Dacă tu ai interpretat că cei care au murit la Revoluție sunt niște proști, unde dai și unde crapă, adică confundăm la leaua neagră cu beșina porcului, numai. Deja e cu totul altceva. Înțelegi ce zic? Adică deja e altă discuție, e altceva. Deja că intrăm în polemică, nu mai, n-are rost. Mai trage sau sale? Ia să vedem, mai avem vreun pește pe aici? Hai, balta goală, tată. Mai am acolo, pe dreapta. E goală balta. Hai că mai trag câte una și cam gata. Câte vreo 9 ceasul.
am să ies mai devreme ca să intru mai devreme pe live, să intru pe fermă. Poate apar și băieții. Dacă nu apar și băieții, nu o să stau mult. Singur nu o să muncesc, că e greu. Ne-am extins, acum avem și pământ de pădure și... Așa, și nu prea singur, nu cred că o să fac față pe fermuliță. Da, Ioane, au fost vreo 7-8 bucăți de peste 30 de kg. Bine, 39, 37. Da, bine. Bine. Care mă spamează? Ia să vedem, mă, ce vrea neapărat să-l trag să vorbească cu mine. Ia să vedem. Da, el e pe munt. Am înțeles. Săruna. Ia zi, Vlădus, ce s-a întâmplat? Ce faceți? Bun, fac bine. Altă întrebare, că tu m-ai luat repede. Trage-mă repede, că... Trage-mă repede, că... Vreau să... Am intrat, măi, stăm și noi de vorba așa, că am văzut că te plictisești acolo singur. Stai tu aici singur. Da, 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 dar eu nu pot, că eu vorbesc cu chat-ul, că sunt live și eu vreau să vorbesc cu băieții de pe chat, adică să stau să vorbesc cu tine despre ce. Mersi de explicație de mai devreme. Păi, vezi, purtăm o altă discuție în loc să stau eu să mă uit să mă joc cu băieții. Să vorbesc cu băieții pe chat. Vezi? Și că trage-mă repede, trage-mă pe cameră. Am înțeles. Și de pe cameră, salut, ce faceți? Am mai dat bloc la 1. S, sal, punct. Enter. C, F, enter. C, M, F, enter. Bloc, direct. Hai că nu mai trage, fraților. E clar. Cam ăsta a fost pescuitul de azi. Am făcut bani, am avut 4.000, am 12.000. Deci la următorul pescuit o să trebuiască să-mi fac încă 3 bețe de astea cu... mulinete de răpitor, de apă, cred că o să mă duc pe DLC-urile alea să văd cum sunt. Bun, eu nici nu știu pe care baltă sunt. Mă gândesc că sunt 4 bălți aici, dar nu știu care și cum. Da, așa. Nu mai joc PUBG. Nu mai joc, nu-mi place. Bun, băieți, eu am să ies că nu mai trage. Mă duc, îmi fac un duș cu apă rece. Bă, nu știți ce am tras eu acum, până acum, pe căldura asta. Deci mi-am luat mare, mare, mare temperatură mi-am luat aici. O să mă duc să-mi fac un duș cu apă fierbinte, cu apă rece. Și apoi mă reîntorc și intrăm, o să intru direct pe fermă.